În România, țară membră a Uniunii Europene, libertatea cetățenilor de a-și exprima opiniile politice, sociale sau de altă natură, de a organiza meeting-uri, demonstrații, manifestații, procesiuni și orice alte întruniri și de a participa la acestea, este garantată prin lege. Asemenea activități se pot realiza numai pașnic și fără niciun fel de arme. Participanții la adunările publice sunt obligați să respecte recomandările făcute de organizatorii adunărilor publice, împuterniciții acestora sau organele de ordine. Să se abțină de la acțiuni de natură a împiedica desfășurarea normală a adunărilor publice și să nu incite la asemenea acțiuni prin viu grai, manifeste sau alte mijloace audiovizuale. Să nu introducă sau să aibă, în timpul adunărilor publice, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru șocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acțiuni violente sau de tulburare a desfășurării normale a acestora. Să părăsească imediat adunările publice sau locul unde acestea se desfășoară când au fost somați de către organizatori, împuterniciții acestora sau organele de poliție. Să nu participe la adunări publice în stare de ebrietate, să nu consume și să nu distribuie băuturi alcoolice sau droguri. Mai trebuie adăugat că este interzis ca persoane sau grupuri de persoane care nu au legătură cu adunările publice organizate să se infiltreze în rândul demonstranților cu scopul de a tulbura normala desfășurare a acestora. Așadar, ai revendicări? Afișează-le la marșul din 27 octombrie 2012.